A venit din nou la munte. Avem o primăvară cam vitregă, de mult. N-am văzut să fie așa de frig. Cum vă spuneam, am urcat, suntem la sfârșitul lunii aprilie, la munte, la Mărișel. De data asta nu suntem la mine la cabană, prin urmare, fiind oaspete, n-am să gătesc eu. O să gătească Ela. Suntem la o cabană renumită prin felurile de mâncare pe care le face, prin conservele pe care le pune. Am venit astăzi să vedem cam două feluri de mâncare o să facem, absolut tradiționale pentru apuseni. Ela, dar ai încărcat masa cu mulțime de ingrediente. Da, rețetele noastre sunt rețete de la țară și sunt bogate. Folosim foarte multe ingrediente naturale, după cum vezi. Și atunci trebuie să le avem pregătite. Cea unu imediat îl punem amândoi pe foc? Îl punem amândoi pe foc, dar okay. În primul rând hai să vedem despre ce e vorba. Ce vrei să gătești? Că așa, după ce văd pe masă, gătești 10 feluri. Două facem astăzi. Dacă vrei 10, stați o săptămână pe la noi și facem, nu e nicio problemă. Noi o să gătim astăzi împreună o ciorbiță de ciuperci la ceaun. Ciorbiță de ciuperci, aici suntem la munte, în Apuseni, specific, ciuperci, tot felul de ciuperci. Numai că suntem în Apuseni, tot felul de ciuperci, dar bănuiesc că gătești cu ciupercile culese de aici. Și cu ciupercile culese de aici, în mare parte, mai folosim și câteva soiuri care nu se găsesc aici, dar predomină în ciorbița noastră gălbiorii, care sunt de aici, de la munte, hribii și ghebele, care sunt delicioase. Trebuie să avem legume ca bază pentru ciorbiță. O să ne apucăm imediat de treabă. Am pregătit deja legumele, le-am tăiat, te invit și pe tine să mă ajuți un pic, că mai am câteva ajut, de tăiat. Dar hai să punem dacă vrei, bănuiesc că vrei să pui cea unu pe foc să se împiedbânte puțin. Gata, acum îl punem. Ăsta e cea unu. Ela, cea unu adevărat. Cea unde tuci. Da, e foarte bun. Mâncarea se face mult mai gustoasă acolo. Asta, aici vreau, despre asta vreau să povestim puțin. De ce cea unde tuci și nu alte chestii? Este autentic. Înainte, oamenii la țară nu prea foloseau tablă subțire sau aluminiu. Aveau mici turnătorii în diverse zone din România, care erau destul de rare și destul de scumpe și atunci era o avere la casa omului gospodar să aibă un ceaun din ăsta turnat de fontă, sănătos, pe care, nu o să-ți vină să crezi, îl aveau chiar pe lista de inventar în zestre, la fete. Deci când se măritau, plecau și cu ceaunul, pentru că era foarte, foarte prețios. În afară de faptul că valoros, este prețios și valoros și din punct de vedere gastronomic, el are niște caracteristici absolut unice, da. Și anume, e adevărat că se încălzește greu, pereții lui sunt foarte groși, se încălzește greu, dar păstrează temperatura. Odată ce începe să zbolborosească supa, ajunge să ții puțin jar sub ea și el o să meargă în continuare. Acum o să mergem, cea unul s-a încins, putem să mergem să punem uleiul, să vedem. Putem să punem jumate din cană. De fapt, noi ce trebuie să prăjim trebuie acolo? Trebuie să călim legumele. Legumele, tot ce exact, vedem aici. Exact, exact. Trebuie să călim legumele. Putem să punem jumătate din uleiul pe care l-avem acolo. Când pui legumele, pui ce e tăiat mai mare, cum ar fi de pildă, ăsta e țelină, din ce văd. Da, este țelină, jumate țelină, jumate păstârnac. Aici am păstârnac, ceapă mai mare, ceapă măruntă. Vrei să pui ce e mai mare la început? Da, putem face, că eu că se arde ceapa mai fină. Mare. Da. Aici avem ceapa morcovii. Fină se arde, dacă nu. Știu, așa facem. Aici poți să mai zici și tu, că da, asta ai experiență. Rădăcinile mai mari. Exact. Și care să și fac mai greu rădăcinile. Da. Să le pun? Da? Pentru că ăla era fierbinte. Da. Sigur.
selină și pastărnac. Acum punem morcovii, o să punem morcovii ăștia tăiați în diverse, da, și eu o să vin cu ceapa care e tăiată un pic mai mare. Știi, ciorba trebuie să aibă și o textură, deci trebuie să avem legume tăiate divers. Mai avem și un pic de pastărnac. Aduc și ceapa aia tăiată de mine. Aduc imediat și ceapa. O să pun foarte puțină sare, pentru că sarea o să scoată puțin culoarea și gustul, exact, din legume. Că nu mai trebuie mult să se prăjească. Da. Dar spune-mi, de ce legumele sunt tăiate la diferite mărimi? Nouă ne place atunci când mâncăm, știi, mâncarea se mănâncă și cu ochii, nu numai cu, cu gura. Și ne place să vedem în farfurie diverse texturi. În strachină. Vezi cartofii tăiați asimetric, vezi morcovi și cubulețe și felii și tăiați foarte fin, ceapa la fel. Deci este o bucurie, e o bucurie pentru privire, pentru gust, pentru, pentru suflet. Gust. Deci ai impresia că dacă totul ar fi la fel, tăiat la fel, ai avea impresia că un roboțel le-a tăiat pe toate, aceeași dimensiune, a fost programat, le-a aruncat în oală și cam atât. Până la urmă asta așa se gătește acasă, să gătești cu drag. Bagi acum morcovii și mai avem ceapa mai fină. Și o să aduc și ceapa aceea care e tăiată fin-fin. Ceapa aceea se face ca un sos în mâncare, deci se face ca un fel de cremă. Exact, se topește. Este delicioasă. Ce pui acum? Că avem niște ardei iute, roșu. Ăsta e foarte iute. Foarte iute. Este pus de noi pe vară, atunci când ardeiul este îndeplinătatea proprietăților lui iuți. Noi îl folosim tot timpul anului, la ciorbiță și nu numai. O să punem foarte puțin acum în faza aceasta de gătit, ca el să-și lase toată iuțeala și aroma. E mult mai greu să pui la final, pentru că atunci nu știi exact cât să pui, nu își lasă tot gustul. Acum este momentul perfect. Bun, l-am pus, amestecăm. Ce urmează? O să mai punem foarte puțină apă și apoi o să punem imediat ciupercile. Am pregătit deja ciupercile pentru ciorba noastră de ciuperci. Gălbiori. Da, sunt superbi. De recunoscut. Exact. Da, și au aroma aia deosebită. Mie îmi place foarte mult. Noi folosim și la zacuscă. Facem toamna zacuscă. Vinete, ceapă, ardei, gălbiori, la final, e superbă. Avem și hribii pe care i-am păstrat peste iarnă. Sunt deosebiți. Hribe, mânătărci, ca să înțeleagă că nu tot hribe, mânătărci, pitonci. Exact, exact. Știm noi amândoi un prieten care e pasionat de ciuperci și culege ciuperci. Apropo de chestia asta, de unde e rețeta? Rețeta de unde poate să fie? De la Vali Coman, care iubește ciupercile. Vali Coman, zis Big Boletus? Exact, da, este un împătimit. Poate cel mai mare specialist în gastronomia ciupercilor. Exact, exact. A scris chiar și o carte, ne-a dăruit-o, este superbă. Acolo se prezintă tot felul de minunății de ciuperci și rețeta ne-a împărtășit-o ca fiind un mix între rețetele locale și folosind și ingredientele pe care ni le oferă aici natura, la munte, ciupercile. Minunat. Deci da, avem specialista ciupercilor. Este deosebit. Avem gălbiori, avem hribi, avem și câteva șampinioane, avem aici niște ghebe superbe. Sunt foarte mici, sunt niște puiuți, sunt delicioase și un amestec de tot felul de ciuperci de la munte și nu numai, ca ciorbița să iasă delicioasă și să aibă tot felul de arome și de gusturi. Apropo de treaba asta, lumea trebuie să știe, ciuperca cu cât mai mică, cu atât mai delicioasă. Da. Pe măsură ce crește, se umple de apă și gustul se disipează, exact. Gustul original. O, mamă, da, asta intră ciuperci, asta chiar supă de ciuperci, nu? Da. Supă cu ciuperci. Este o comoară, este o comoară, pentru că avem aici niște delicatese, deci chiar sunt extraordinare. A, super, o să fiarbă mai bine și mai repede. Da. Acum, până fierbe, că trebuie să stea un pic să bolborosească. Mâncarea de bază, dar trebuie să avem și ceva desert, nu? Trebuie să ne îndulcim puțin după ce mâncăm ciorbă de ciuperci. Trebuie să gustăm ceva.
E foarte sățioasă. Ce faci la desert? Desertul nostru preferat este cel pe care îl fac doamnele de aici din sat și ne-a învățat și pe noi. Sunt plăcintele moțești. Umplutura este din brânzică dulce de vaci, de aici de la munte, iar pe deasupra, după ce se coc pe plita sobiței noastre din curte, folosim smântână de casă, care, după cum vezi, este ceva între foarte grasă. Smântână și unt. No. Deci este foarte grasă. Oamenii trebuie să știe, așa trebuie să arate o smântână făcută la țară, să stea lingura în ea. Exact. Când ai pus lingura, trebuie să stea acolo fără probleme. Okay. Păi, o să punem ouăle, o să punem sare, clasica sare. Ia cătă că venim și cu ceva dulce, punem și puțin zahăr care o să îmbunătățească efectul pe care îl are drojdia, amestecată în puțin lapte călduț pentru acest aluat care va dospi pentru plăcintele noastre. Și o să punem și puțin lăptic călduț. Laptele, evident, este tot de aici, de la văcuțele vesele din Mărișel, care cutreieră pajiștile și care mănâncă iarbă din asta grasă și sănătoasă. Nu e cazul acum, pentru că suntem la sfârșitul aprilie, dar peste o lună toate dealurile astea pe care le vedeți în jur vor fi pline de văcuțe cu talângi. Da. O să fie o minune. Mai scot ăștia la păscuși și porcinii pe aici. Da, ce grozav sunt, ce șoric bun au și ce slănina fumată se face. Da, se suflecă mânecile, ne facem curaj. Și ne băgăm lăbuțele în... Și ne băgăm lăbuțele în toate ingredientele acestea minunate pe care trebuie să le simți, trebuie să le dai un pic din sufletul tău și din grija ta pentru ingredientele sănătoase. Uite ce frumos a făcut. S-a umflat. Uite. Și acum e o bucată. Acum luăm o bucată asta de aluat. E important de văzut cât de mare trebuie să fie. Da. De exemplu, dacă facem pentru puiuți mici, pentru copilași, putem să facem așa niște dodoloate mici, le dăm uneori să se joace cu ele, să le întindă. Da, uite Miruna, ce a luat frumos. Miruna, asta mică, asta e fiică ta. Da. Ea asistă la toate chestiile care le faceți voi. Sigur că da. Sigur. Nu-i prima dată când vede așa ceva. Trebuie să se învețe de mică. Da? Cu ce? Păi, ieri am ajutat să fac niște plăcinte mici. Niște plăcinte mici? Bravo! Plăcințici! Plăcințici! Bun, deci o întinzi. Da, i-am dat cât de cât o formă rotundă. O să punem brânzică dulce de văcuțe, de aici din Mărișel, o brânză extraordinară. N-ai pus în ea nimic zahăr? Absolut nimic. Plăcintele deja au un aluat foarte puțin zahăr. Ele se vor servi la final cu dulceață de casă, de-a noastră. Și atunci dulcele va fi din belșug peste ele. Deci, pur și simplu, brânză exact. De bat dulce. Am împachetat. Dulce, noi când spunem dulce, nu înseamnă că este îndulcită. Dulce, exact. Adică nu este sărată. Exact. Am împachetat-o puțin, ca să ținem brânzica la mijloc. Ele așa se numesc, plăcinte moțești cu caș dulce, coapte afară, pe lespede sau pe plita de la sobiță, în cazul nostru. Ok, acum luăm pe următoarea. Ce minune! O minune! De plăcintă rotunșoară. Clasicele sunt cu brânzică, dar noi putem să punem niște varză călită în prealabil cu legume, cu ceapă morcov. Am pus și un pic de ardei roșu din borcanele noastre puse peste iarnă, pentru că varza merge tot timpul cu mărar. Uite, putem să presărăm puțin mărar. Variantele se pot gândi așa la nesfârșit, în afară de varza asta, se poate cu ceapă, se poate cu ceapă cu ceapă verde, cos de ceapă verde. Cos de ceapă verde și cu brânzică. Și cu un pic de brânzică sau un pic de caș care se topește. Da, și cu cartofi copți, amestecați cu un pic de brânză. Da, da, și cu mărar, obligatoriu. Da. Uite așa.
o plăcințică cu varză. Facem un pui de plăcintă, așa că e tare? E super! Da, asta chiar trebuie lăsată foarte puțin. Eu zic că la asta să nu-i punem nicio umplutură, să facem un fel de turtiță de puiniță. Nu, eu vreau cu brânză, ador plăcintele cu brânză. Punem un strop de brânzică? Pune câte vreau. Mai tare trebuie să topoșești. Ia să vedem. Uite, te ajută mama să-ți pun o linguriță mică la mijloc? Trebuie să fie și un pic sfârmată. Și un pic sfârmată, așa cum facem așa frumos, o acoperim. Superb! Ioi, ce fain! Vezi? Super arată! Cu 20 de ani învățai treaba asta la orele de gospodărie. Da. Băgăm aici degețelul, întoarcem cu fundulețul în sus. Ce tare! Bravo! Oh, vai, am uitat să pun mărar. Nu, că aici avem numai brânzică dulce, o închidem, așa, o întoarcem. Și acum, da, poți să mai pui, da, poți să mai pui un pic. Și acum dăm cu sucitorul făcăleț. Eu parcă făcălețul vine, să-i zic mai degrabă. Așa. Și o întoarcem un pic. Uite așa, și o mai facem și așa. Și gata. Super, gata. Bun, le pui la cop? Așa, da, le punem acum pe plită. Este o plită... Este o sobiță clasică. Se folosea înainte la țară, fierbeau tot felul de chestii. Aici este și un ler unde se pot pune cartofi la copt. O plită, o sobă de tablă. Exact. Se pun fără ulei, fără nimic, da? Da, se pun așa. Va trebui să le păzim. Asta este pentru... Mai pe margine, poate. Bebeluși, da. Le punem pe margine. Pune-o când s-o luăm. Da, mică, mică. Trebuie să o păzim, să nu se ardă. Da. Am luat una, uite-te la cât e de faină. Ce zici? Foarte faină. Îți place? Foarte faină. Asta e cu brânză superbă. Dulce, da? E superbă. Îți aduc și una cu varză? Poți să aduci. Uite, okay. Acum o să punem... Deci am fiert separat smântână de casă cu un pic de unt. Ea este încă foarte caldă. Tati. Și acum cât plăcinta este caldă, luată de pe plită, facem chestia asta. O îmbăiem într-o cremă de smântână și unt. Yummy. O întoarcem frumos și o îmbăiem și pe partea cealaltă. Această cremă de smântână cu unt va pătrunde în aluatul nostru proaspăt copt, va înmuia puțin plăcinta, îi va da un gust extraordinar. Deci asta este o rețetă tradițională de plăcinte moțești din Munții Apuseni. Dar plăcintă cu varză. Plăcintele sunt gata. Eu am ales una cu varză. Super. Una cu brânză. Superbă. Trebuie să gustăm, să vedem ce am făcut, da, aici. Eu pe asta cu varză aș prefera să nu pun dress-ul la care l-ai pus tu pe, da, aia. Chiar te rog. Ce zici? Este grozavă. Mărarul. Spectaculoasă. Îmi place. Făcută cât trebuie. Exact. Avem aici sosul ăsta de smântână care încă n-a intrat în toată plăcinta, dar urmează. Noi oricum am gustat să vedem ce am făcut. Eu zic că am făcut treabă bună astăzi. Să știi că, pe cuvântul meu, am senzația asta că simt gustul mâncării făcute de bunica. Normal. E foarte fain. Trebuie să repetăm. Ce tare bolborosește aici. Super. Bolborosește, bolborosește. Poftiți, vă rog, trebuie să-l dăm jos un pic de pe foc. Opa, să, da, se mai, stai, astâmpere. Stai. Așa, gata. Să se astâmpere un pic. Uite aici. Vâlvătaia din el. Ce e sosul ăsta, Ela? Asta este sosul de smântână care se pune la final când ciorbița e un pic mai răcorită, mai răcită. Este o bunătate, o grozăvie. Așa se face din smântână, am pus smântână și apă rece ca să poată să, ai, practic, ai, să se omogenizeze. Eu o să torn și tu o să amesteci. Da. Asta este o chestie care trebuie făcut.
Da. De amestecat. Îți trebuie singur cam greu de făcut treaba asta. Da. Foarte importantă verdeața. Ciorba fără verdeață. Ce e asta? Aici avem sosul de smântână cu usturoi. După cum vezi, totul se reduce la smântână. Totul se amestecă cu smântână. Ce înseamnă sosul de smântână cu usturoi? Usturoi pisat. Usturoi pisat, exact. Amestecat cu smântână. Probabil un strop de sare. Exact. Și acum trebuie să dregem această minunată ciorbiță. Bun. Tu bagă că eu amestec. O să iasă o minunăție aici. Bun. Am mirosul. Pus usturoiul. E grozav. Acum verdeață. Mai avem de pus pătrunjelul. Și totul e perfect. Final touch-ul. Pătrunjelul, stai un pic să iau eu asta. Și încep și... Este o minune ce e aici. Cu un sos bun și grozav. Da. Mirosul. Aspectul. Păi și eu așa o gust este primată. Perfect. Miros. Ai văzut? De obicei și de sare o gust de miros. Uh-huh. No, acesta este raiul, raiul. Prima raiul viață, ciorbelor. Ciorbă de ciuperci, am mâncat ciorbă cu ciuperci. Cu cartofi, cu alte chestii, dar asta este o ciorbă de ciuperci. După cum vezi, uite ciuperci câte ciuperci avem. Exact. Wow. Da, da, grozavă. Mm. Superbă. Minunată. Vă reamintesc, am făcut două rețete simple, specifice, extrem de gustoase. Zorii de munte, suntem la Mărișel, ciorbă de ciuperci și plăcinte moțești. Și plăcinte moțești. Super. Până data viitoare, la revedere! Pe curând!